Hei, eu sunt Jeng, el este Weed, prietenul meu partener. Ce faci, Weed? Bine, Jeng. Noi suntem 2-0. Bine ați venit la un alt episod la masă! Ce ai pentru noi astăzi, Weed? Am o consolă super veche. Vrei să o dau acum? Da, te rog, dă-mi-o acum. Dă-mi-o, Weed. Ia-o, Jeng. O consolă super veche, pasul aveam eu când eram mic. E un Terminator. Dar e un Terminator mini. De unde Terminator mini? Ăla de pe OLX. Nu, la tine, la fratele meu. De pe OLX? Al nostru, mă? OLX-ul nostru? OLX-ul nostru, mă. Deci ce s-au gândit cei de la Terminator? Toată lumea a făcut consolele lor mini. Nintendo a făcut exact. SNES-ul mini. După aia a venit PlayStation-ul cu PS1 mini. Exact. Le-am aici. Sunt super cool de avut toate. Mă rog, eu când eram mic nu știam de Nintendo și de PlayStation. Nu eram așa cunoscător, dar știam că este un joc pe televizor. Știam că Terminatorul pe care l-am, nici măcar nu știam că se numește Terminator. Știam că am un joc pe televizor și arăta exact așa. Uite, Terminator 2020. Exact. Dar nu știi că se numește Terminator, că eu știam. Când eram mic, nu știam. Știam că se numește Terminator. Pentru mine se numea joc pe televizor. Și hai să zic de unde se numește Terminator. A venit de la faptul că era un Terminator pe cutia, pe cutia lui. Așa, și acum ce este un loli? Și mai multe animeuri. Uite, Street Fighter. Iu. Ok, Wade scoate camera și hai să vedem ce se află înăuntru. Are cablu HDMI măcar? Nu, fii atent. N-are. Fii atent. Frate meu, s-a uitat. Fall Guys și zice că are 500 de jocuri în 1. Și cu toate astea arată doar două principale. Da. Asta e o chestie cu jocurile care au 5000 de jocuri în 1. Că sunt vreo 4 jocuri diferite și principale. Și după aceea se repetă aceleași 4 jocuri. Sunt aceleași jocuri, dar recolored. Știi? Sau ești Mario Move. Da, exact. Foarte 500 bine. De jocuri. În toate scrise nu în e ca și cum, da, nu e ca și cum ar scrie în engleză. Știi? Că dai seama ce joci. Da. Sunt toate 500? Da, sunt 500. Numai că, ci că 140, puncte, 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 500. N-am știut. Deci au sărit de la 140 direct la 500. Mă rog. A, un adaptor mini! Da, un adaptor mini. Apropo, fratele meu s-a uitat la clipul tău, pe care l-ai făcut tu cu adaptorul, și l-a cumpărat pe cel corect. AV2 to HDMI. Exact. Cool. Țineți minte. Hai să vedem cablul de putere. Cablul de putere este... este un Gen 4 din ăsta, care se găsește și la controllerul de PS4. Și la telefoanele Samsung Galaxy S9. Mă rog. Da. Ăsta e basic, nu mă impresionează așa mult. Cablu AV, dar ăsta nu trebuia să fie și cu încă unul roșu? Da, dar nu e. E când un cablu sunetul din altă parte, cred. Probabil, e un cablu AV mai special, punem aici. Controllerele. Oricum, Terminatorul la bază, uite-l aici apropo. Wow. El teoretic ar trebui să fie o copie de un Sega, dar am uitat exact care Sega. Și controllerul ar trebui să seamănă mai mult ca controllerul de Sega. Dar da. Nu știu dacă așa arătau și controllerele când eram noi mici. Nu, când eram mici, controllerele erau mult mai rotunjite la ok, deci bază. Arătau fix ca de Sega, nu? Da, da, asta da. Nu arată așa, deci nu reflectă corect copilăria mea. Parcă nu le simt pe astea. Aici ar trebui să intre... Discheta. Are probleme? Nu. Intră bine, numai că exact ca în copilărie, trebuie să o bași perfect dreaptă. Da. Ceva o blochează, încearcă tu. Nu blochează nimic. Încearcă tu, uite, să o bagi. Ca să nu o stric. A intrat perfect. A intrat super ușor. Poți să încerci și eu? Da. Se scoate, se suflă. Da, se clasic. Știi ce apreciez? Deși e mini, nu se bazează pe USB ca să bagi jocurile. Are o, cum se numește, o simulare de dischetă de asta de joc. Uite Terminatorul mini, care e destul de mare în comparație cu SNES-ul mini, care chiar este mini. Dar știi ce? Ceva spune că Terminatorul adevărat era mai lung. Ăsta e pătrat, e fix pătrat dacă nu, era pătrat și ăla. Promite că era pătrat, pătrat. Promite că era pătrat, da. Gen, toate chestia asta era ovală, nu era rotundă. Nu, eu țin minte că era rotundă. Eu țin minte că era puțin mai... Era rotundă, dar era pătrat el. Ok. O să mă iau la poză, nu sunt sigur. O să pun poză cu Terminatorul adevărat pe ecran să vedem. Nu sunt sigur, oricum nu pot să văd acum. Dar hai, uite, trecem la pasul următor să vedem dacă merge. Yes. Ok, am ajuns la mine pe jos, în fața televizorului clasic. Am pus Terminatorul și încercăm să recreăm un moment pe care l-am avut în copilărie. Uite, dacă apăs pe acest buton, teoretic, ar trebui să vedem ceva pe televizor, da? Tot e băgat bine, da? Da. Ok, jocul e pus. Power, în 3, 2, 1. Un sunet clasic! Wow! Ducăm super contra. Vedem care nu e mai bun. Jenks sau Weed? Jenks. E funny că noi avem un episod cu super contra pe canal, nu știu dacă mai ții minte. Mai ții minte, da. Ah, scuze. Startul e pauză. Ok. Hai, Weed, succes. Okay. Să vedem cine are cele mai multe kill-uri la sfârșit, fraguri.
Dăm rea în cap. Eu sunt roșu. Okay. Eu sunt albastru. Eu sărim peste căcățuri. Ăla e verde toată ziua. Teal. Mă rog, eu sunt colorblind. Opa! Du-te! Bă, eu fac toate kill-urile, mă. Literally, eu fac toate kill-urile. Unde, mă? Am două kill-uri. Trei. Cine unde le vezi? Nu știu, zic din fund. Dar eu văd cine omoară. Oh, te ajut eu, Will. Lasă-mă, lasă-mă să omor eu din spate. Are buton de turbo, dar poți să ții apăsat. Poți să ții apăsat. A, da. E mult mai cool așa. Consolele clasice nu aveau turbo. Trebuia să ai control special pentru turbo, știi? Da. Turbo Benny. Hai, că așa e easy mode, mă. E super easy mode, dar vrei să pierzi sau să câștigi? Nu, vreau să câștig. Și apropo, vreau să și m-am câștigat, am pierdut. Dar cum ai murit, mă? Am dat pe turbo și m-am tot rotit acolo. Așa. Focus. Rotita iurea. Grenăzi. Noi salvăm lumea de invazia extraterestră. De fapt, asta nu e cu extraterestră, scuze. Am crezut că e mâncarea aia. Aia, mă, Will. Crezi că e grenadă. Eu știu că e grenadă, dar... Ai! Am luat din greșeală o pușcă care nu-mi place. E o pușcă proastă. La mine e game over. Știu, pentru că vedem cine e cel mai bun, Jen sau Will. Jen. E și greu să joci din poziția asta, știi? Au! Vezi, nu e bine să te lauzi. Game bun. Over. Super contra, hai să vedem ce alte jocuri mai sunt. Dacă a fost pe reset, ne duce la meniul principal, nu? Meniul principal. Bibiri. Tankuri! Tankuri! Hai să jucăm tankuri la dublu. Restart. Se numea Battle City, dar noi, pe Terminator, aveam numele Tank A. Dar abia acum, când sunt mare, și uite, am aflat 1990. Da, exact când m-am născut, niciunul din noi. Start! Sper că sunt tankul ăla bun. Da, okay. Eu sunt verde. Eu sunt galben. Știi care-s regulile, dar nu trebuie să ți le spun eu. Da, mă, am jucat asta dată copilăria, nu mai știu să joc bine. Păi vezi? Ah. Tu, în general, nu ești bun la jocuri ca mine, gen. Vezi că dacă îmi puști gloanțele dinamicilor, adică le omori. Nu e lopata aia? Nu, dar tankul ăla vreau eu, te rog. Tankul ăla e doar bonus, viață, sau ce? Nu. Dar ce e? Ah, exact, am murit. Yeah, eu sunt cel mai bun. Putem să închidem aici dacă vrei, Wade. Da. E foarte fun, e foarte cool. Ne retrăim copilăria, Wade, în fața ochilor acum. Dar vezi că e făcut mult mai greu ăsta decât Battle City. Așa mi s-a părut și mie că e mult mai greu. Opa! Stai că mă sinucid eu acum. Nu, te rog. Hai, sinucide. Wade, oricât de mult aș vrea să stau aici cu tine să trec prin toate cele 500 de jocuri, trebuie să închidem. Dar experiența Terminator este una foarte cool. Eu am fost Jeng, a fost Weed. Noi sunt 2-0. Nu uitați că acum puteți să deveniți membri. Apăsăm pe butonul de membru. Puteți să ne dați 6 lei, 5 lei 99 și o să aveți o ciupercuță la nume. Pe lângă asta puteți să comentați cu emoturi speciale. 2-0. Yes. Eu sunt Jeng, este Weed. Dați și subscribe dacă tot sunteți aici. Dacă nu sunteți deja, ce mai este să faceți? Like și share. Hai, pa. Pa. Pa.